Ați susținut pe Elena Udrea pentru funcția de prim vicepreședinte în PDL? Nu-mi doresc eu această funcție. Vă doriți Da, dumneavoastră? mi se pare că ar fi o schimbare incompletă și de fațadă dacă ce propun eu partidului prin platforma creștin-democrată ar rămâne undeva la coada. E nevoie de un semnal puternic pentru ca PDL să devină convingător. Cine mai e în grupul dumneavoastră de susținători? Eu vă spun astăzi, în premieră, ce cred că ar fi normal să țintesc în ceea ce sper să fie noua echipă de conducere. Nouă nu înseamnă 100% figuri noi, că n-ai de unde să le scoți, dar figurile noi ale partidului trebuie să fie acolo, pentru că trebuie să avem pârghii de reforma partidului. Altfel, facem seminarii sau bem cafele împreună, dar ca să poți schimba, trebuie într-adevăr ca partidul de la bază să transmită mesajul că are dorința unui lider și primenit, a unor oameni cu gândire clară și cu o biografie ok, în care nu Asta este există. primul pas spre următoarea funcție la care Nu aspirați? niciun. Vreau să mă ocup de doctrină, de diasporă cu marea miza legii votului prin corespondență, de o relație cu adevărat funcțională cu Partidul Popular European, deci are și partidul nevoie de o politică externă. Fără asta, în toate mizele mari, când ești la guvernare sau nu ești, n-ai suficient suport de la aliații tăi. Și vă aduc aminte că Europa este majoritar condusă de guverne din PPE.